Bun venit și în această seară, dragi prieteni, la emisiunea Vie schimbate. Bine, v-am regăsit și în această ocazie. Sper că sunteți fericiți și împliniți în această seară când urmăriți această emisiune. Dacă nu, sper că prin acest cuvânt pe care îl voi prezenta să aduc un strop de speranță și de bucurie și de entuziasm în inima ta, astfel încât. Viața să-ți fie mai bună și inima să-ți fie mai bună. Cu toții suntem în permanență bombardați de informații. Informații la televizor, informații pe e-mail, informații pe rețelele de socializare, informații în poștă, reclame peste tot, panouri publicitare, bombardați cu anunțuri dacă mergem la supermarket. De peste tot suntem invadați de aceste informații. Majoritatea dintre ele se încadrează în două categorii. Unele sunt negative și caută să ne streseze, să ne tensioneze pentru că frica livrează aproape orice, iar celelalte sunt făcute cu scopul de a ne vinde ceva. Bineînțeles că la un moment dat ne stau toate până aici. Suntem de-a dreptul bulversați și sătui de aceste informații. Nu mai avem nevoie de ele și vrem să scăpăm de ele. La un moment dat... Cu cât ne analizăm mai bine, ne dăm seama că în permanență apare câte o problemă. Apare câte o problemă livrată de alții. Nu este neapărat o problemă care are de a face direct cu noi. Până în urmă cu vreo 2 ani de zile, s-a tot bătut moneda pe securitate sanitară, pe sănătate, pe vaccinuri, pe toate celelalte și numai asta ai văzut tocând la televiziuni. Apoi a venit epopeea războiului și oamenii acolo au fost zi noapte să vadă ce se întâmplă, securitate națională, război, emigranți și astea erau cuvintele de ordine care ne bombardau creierul reptilian. Apoi a venit criza energetică cu toate problemele, cu toate nebuniile astea care țin de ea, scumpiri, facturi și așa mai departe. Și Acum parcă apare altceva. Dacă s-au terminat toate astea, n-am intrat în Schengen. Sunt de vină aștia, hai să-i sabotăm, hai să facem Și de fiecare dată apare câte ceva. În perioadele de acalmie mai mare, așa, în spațiu social, apar corupții, apar dosare, apar dezbatere, apar cancanuri, apar nimicurile, apar divorțurile, care sunt din ce în ce mai publicate și mai mediatizate pe toate posturile de televiziune, și în permanență nu se mai termină aceste subiecte false, aceste lupte, care de fapt, în esența lor, nu sunt ale noastre. Și știți, asta este foarte trist, că oamenii aproape toată viața și o cheltuie pentru lucruri care nu sunt ale lor sunt ori ale guvernului, ori ale unui partid, ori ale unei biserici, ori ale unor grupuri de interese, ori ale vecinilor, dar nu sunt problemele lor reale. Și oamenii trăiesc pentru problemele pe care li le bagă alții în cap. Citeam într-o zi o carte interesantă scrisă de un uh, mistic oriental, unii poate că o să mă împușcați pentru asta, dar am curajul să o spun pentru că mi-asum lucrurile. Am curajul să citesc și literatură de felul acesta și să iau de acolo ce este bun. Mi-a plăcut foarte mult o carte scrisă de Osho, care are titlul Libertatea. Și acolo scria el uh, despre libertate că există două tipuri de libertate. Libertatea de și libertatea pentru. Și exemplifica el că foarte mulți oameni vor să fie liberi de. Liber de o anumită ideologie, liberi de un anumit partid, de o anumită guvernare, de o anumită subjugare teritorială, liberi de anumite grupuri de interese, liberi de o conducere, liberi de ceva care este în afara lor. Dar știi ce se întâmplă dacă îți cauți libertatea întotdeauna? Față de ceva care este exterior, niciodată nu o să ai libertate și pace în suflet. Drept dovadă, am vrut să scăpăm de comunism. A venit democrația în România. Bun. După ce a venit democrația în România, au început uh, emisiunile cu corupții, cu cei care vând țara și am vrut să scăpăm de ei. Au venit guvernări mai bune, mai proaste, nu mai contează, diferite partide. Am vrut să fim liberi de... Am crezut că dacă schimbăm pe unii cu alții, o să fim liberi de. Și după asta au venit și celelalte fenomene pe care le-am amintit deja în introducere, nu vreau să le mai amintesc. Și observăm că libertatea de este ca alergarea după o fata Morgana. Nu se mai întâmplă niciodată. Nu o să fii niciodată liber de ceva. Și dădea Osho un exemplu foarte, foarte eloquent cu. Dorința indienilor ca să scape de sub jugul britanicilor. Și au vrut să fie liberi de această colonizare pe care au făcut-o britanicii. Și, bineînțeles, au fost lupte, au fost vărsări de sânge, au fost demersuri politice și, în cele din urmă, au plecat britanicii de acolo. Și credeau că dacă scapă de britanici, o să fie mai bine. Și, bineînțeles, că n-a fost mai bine. Au început să se răfuiască între ei, ca la noi, știți, partide politice să-și dea în cap unii la alții, revoluții, vărsări de sânge, crime și așa mai departe. Toate astea au venit la pachet. Libertatea de te ține întotdeauna captiv față de cineva, sau față de ceva, față de o persoană, grup de persoane, instituții și așa mai departe. Dacă vrei să lupți împotriva unei structuri, a unei organizații, câtă vreme va exista, tu întotdeauna vei fi legat de acea instituție, organizație, sistem politic, religios și așa mai departe, chiar dacă tu ești în luptă cu. Și nu vei fi liber niciodată. Dar spunea el. Mai există și o alt fel de libertate, libertatea pentru. Și la această libertate pentru ceva, pentru valori, pentru un ideal, pentru cultură, pentru spiritualitate, pentru dezvoltare, pentru înălțarea ființei, pentru nobilarea ei, aici ajung foarte puțin și dacă stăm să ne gândim profund, doar aceștia sunt oamenii cu adevărat liberi. În Sfânta Scriptură găsim cel mai elocvent și cel mai clar exemplu în acest sens în persoana Mântuitorului, a lui Isus Hristos. El a fost cel mai liber în ceea ce privește raportarea la orice fel de instituții omenești, n-am fost un anarhist. A zis, dați cezarului ce este al cezarului. Nu-mi nu bat eu capul acum să spun dacă să plătiți sau nu bir cezarului. Plătiți, dați cezarului ce este al cezarului. Dar nu îmi bat mintea, capul, nu-mi erodez energiile ca să schimb cezarul, să schimb un partid cu altul, să fac eu nu știu ce. Nu, pentru că adevărata libertate vine din interior. Și dacă urmăm modelul acesta cristic de a avea această libertate pentru ceva, atunci vom fi cu adevărat liberi. Ioan capitolul 8. Un moment în care Iisus Hristos vine dis de dimineață în templu ca să predice cuvântul lui Dumnezeu. Nu avea Niciun fel de cenzură, nu se temea că o să-i zboare funcția, că o să-i se taie pensia specială, că o să fie, eu știu, dat dintr-o anumită poziție influentă. Nu, Hristos n-a fost legat de niciun fel de astfel de apanaje omenești. Nu, n-a avut. Nimeni n-a putut să-l înhațe cu ceva. Nu a fost deloc șantajabil pentru că valoarea lui venea din interior și din misiunea pe care o avea de îndeplinit. De asta oamenii care au aspirații înalte și care pun mare preț pe viața spirituală și cea intelectuală sunt greu manipulabili, pentru că ei nu se validează din exterior. Ei se validează din interior, în raport cu Divinul. Și oamenii ăștia nu pot să fie șantajați. Hai că-ți dau funcția, aia, dar la ce îmi trebuie? Știți, spunea Vladimir Pustan, că de obicei oamenii mediocri sunt în frunte. De ce? Pentru că oamenii cu cap nu vor să ajungă și proștii nu pot să ajungă acolo. Și ajung mediocri. Oamenii cu cap, oamenii care vor cu adevărat să se dezvolte, să crească, nu caută validarea în exterior. Avem nevoie de o anumită validare, un anumit grad de validare, dar nu de acolo vine greutatea ei se validează din interior, caută să-și crească valoarea, să investească în spiritul lor, în mintea lor, în abilitățile lor și caută, în primul rând, ceva superior, validarea din partea divinității a lui Dumnezeu. Hristos a venit din de dimineață și tot norodul a venit la el, așezut jos și învăța. Vis de dimineață. La prima oră, Hristos avea audiență maximă. De ce? Pentru că nu era vopsit ca toți ceilalți. Pentru că nu căuta la fața omului. Pentru că spunea adevărul verde în față. Pentru că iubea adevărul. Era autentic. Ce spunea, aia și făcea. Și toți oamenii au venit să vadă ce ne spune omul acesta. Și au ascultat, au ascultat și imediat au venit și farisei. Și au zis, lasă că îți arătăm noi. Te punem într-o situație în care n-ai să ieși curat. Hai să vedem cum împaci tu și dreptatea și mila lui Dumnezeu în situația aceasta. Și sunt oameni specializați pe zânzanie, pe fabricarea de dosare, pe culpabilizarea cuiva, pe aruncarea cu noroi în oameni, pe denigrarea oamenilor, pe bârfă, pe nimicuri. Sunt specializați pe asta. Asta este specialitatea lor. Cu asta se ocupă toată viața. Pentru că nu au altceva mai bun de făcut. Și în momentul în care i-au adus femeia aceea, au zis, uite, rezolvă cazul ăsta. Lasă tu idealurile astea și mântuirea și toate celelalte lucruri. Și Isus Hristos a avut curajul pentru că El nu căuta validarea din exterior. Era liber pentru, nu liber de. Da? Nu căuta libertatea de ceva. Nu căuta să fie liber de romani sau de un anumit sistem politic. Ci avea o libertate pentru ceva. A venit în lume pentru adevăr, a venit în lume ca să-i mântuiască pe oameni, a venit în lume ca să arate că este calea, adevărul și viața, misiunea lui era cu totul și cu totul alta. Ăștia la să certau pe funcții, pe cine să stea la stânga, cine să stea la dreapta, cine să fie mai important, cum să scape de roman și așa mai departe. Dar Isus nu a fost interesat de așa ceva. Și spune cuvântul că în momentul în care era tensiunea maximă, în loc să înceapă să argumenteze, dăi cu argumente, dăi și spunele, și ar, fă acolo tot felul de dezbateri, nu, 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 nu. A început să scrie la fiecare, în dreptul fiecăruia, păcatele. Și au început să uite, mă zice, ouăleu, dar de unde știe? Mă? Am fost la Cotare. Poate că unii dintre ei fuseseră chiar cu Maria Magdalena, cu femeia prinsă în adulte. Uh, am furat nu știu câte milioane de euro. Am uh, delapidat, am mințit, am uh, ucis pe cineva, am făcut un. Com de unde știe? Și au început să se evapore unul câte unul. Această, această libertate pe care a avut-o Isus de a pune degetul pe vină. Și de a o arăta, nu are nimeni. Pentru că mai devreme sau mai târziu, noi oamenii, fiind coruptibili și plini de păcat și de defecte, tot ni se găsește câte ceva. Unii dintre noi sunt atât de, atât de impertinenți, atât de cu obrazul gros, încât poate să fie coruptul corupților, că strigă de libertate, de democrație, de corectitudine, de justiție și o strigă în gură mare. <laughs> însă în spate e altceva. În dreptul lui Isus, însă n-a putut fi adusă nicio vină, nicio acuzație. Și în momentul când un om căruia nu-i poți aduce nicio vină și nicio acuzație începe să spună despre tine, în momentul în care un om integru începe să arate care este adevărul, are o putere care pe unii deranjează atât de mult că ar vrea să-l omoare însă și prezența lui este deranjantă, este stresantă, este zdrobitoare. Și astfel de oameni trebuie să dispară cât de repede din peisaj. Ori să fie denigrați, ori să fie ecranați, dați la o parte, ori terminat cu ei pentru totdeauna. Și așa s-a întâmplat și cu Isus. Isus a început să scrie păcatele. Și a început să dispară. Era singur. Erau mulți. Vedeți cât de mult face puterea unui om integru? Până când a rămas singur cu femeia. A rămas singur cu femeia și a zis, unde sunt toți părâșii ăștia? Toți care vin cu vâlvă mare ca să te acuze, să apari pe primele pagini de știri. Au plecat, Doamne. Nimeni, nimeni nu te mai osândește, nimeni, Doamne. Nici eu nu te osândesc. Deși ar fi putut să o facă, măcar în privat, știu eu cine ești, uite ce ai făcut, dar nu-i spune nimic. Și spune, du să nu mai păcătuiești. După asta au început moraliștii. O, dar cine e ăsta, mă? Ce? De mă, vine ăsta să ne ia pe noi așa? Lasă că știm noi. Și au început cu insinuările. Noi nu suntem copii născuți din curvie, cu alte cuvinte, originea ta e cam dubioasă. Au început să lovească în autoritatea lui, în originea lui, în faptul că nu este ceea ce spune. Și Hristos le-a spus adevărul verde în față. De ce? Pentru că El nu dorea o libertate de, ci El trăia o libertate pentru Dumnezeu, pentru oameni, pentru adevăr, pentru curăție. Și a spus El în acea discuție pe care a avut-o cu farisei și cărturarii, și în acea discuție în care mulți ascultând-o, au început să creadă în el. Începând la versetul 30, spune așa. Pe când vorbea Isus astfel, mulți au crezut în el. De ce? Pentru că au văzut că este altceva. El nu lupta nici împotriva romanilor, nu era nici cu mișcarea zeloților, nu era nici cu alte fracțiuni din astea protestatare, cu toate că le-a ciupit de obraz. Da, deci n-aș vrea să înțelegeți să cădem în extrema aia la altă decât să fim niște idioți, niște oameni ploștiți, depersonalizați, să calce toată lumea pe noi, să nu avem niciun fel de replică. Nu, Hristos i-a zis lui Rod, vulpea pe aceea, da? A mostrat pe cărturari, pe farisei, le-a făcut niște Matei 23, o listă întreagă de vaiuri. Nu a cruțat corupția și uh, a cocoloșit toate aceste defecte și aceste păcate. Nu, nu, absolut deloc. Dar nu a căutat să se implice în sistemele lor. Nici religioase, nici politice. Și după ce a avut această dezbatere, această discuție aprinsă cu farisei și cărturare, a spus după ce mulți au crezut în el. Și a zis iudeilor care crezuseră în el, dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobosi. Ce frumos! Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobosi. Nu un guvern sau altul. Nu faptul că se scumpesc sau se ieftinesc lucrurile. Nu faptul că se eradichează corupția, deși e nevoie și de asta. Nu faptul că intrăm sau nu în Schengen. Nu faptul că se termină sau nu războiul. Nu faptul că am trecut de pandemie. Nu faptul că apar noi și noi provocări. Nu, nu de astea trebuie să fim liberi. Pentru că întotdeauna vor apărea noi și noi probleme. Și toată viața noi vom alerga să fim liberi de ele. Și la capătul ei, când ne uităm în urmă, ce bă, dar fraiere am putut să fim. Cum ne-au dus de nasă ea? Ca să stăm cu ochii lipiți, ore în șir din viață, în televizoare, să privim tot felul de dezbateri de nimic și tot felul de minciuni și tot felul de interese și să fim spălați la creier. În loc să ne fi trăit noi viața frumos, să fi petrecut Orele acelea cu prietenii, cu familia, cu cei dragi, să practicăm un sport, să călătorim, să citim, să ne rugăm, să medităm, să facem lucruri mai constructive. Am stat acolo. Și ce am rezolvat cu asta? Am vrut să fim liberi de. Și vrem să fim liberi de. Întrebarea mea este, suntem liberi? Foarte mulți. Confundă libertatea interioară și pacea interioară cu capacitatea de rezistență. Da, prin educație sau din cauza anumitor interese, noi ne-am dezvoltat o anumită capacitate de rezistență și uneori putem să afișăm un calm foarte, foarte pregnant, așa, și foarte scos în evidență. Dar nu vine din pacea aceea profundă a inimii, ci vine din educație și dintr-un fel de dresaj al simțămintelor și al gesturilor. Dar noi nu avem pace. Mulți dintre noi nu avem pace. De ce? Pentru că acolo încă mai clocotește acel vulcan. Mă stăpânesc, am capacitatea să nu strig, să nu devin isteric, să nu... Devin violent sau virulent în limbaj, însă, în inima mea, este o bombă cu ceas. Și, apropo, noi am reușit să ne dezvoltăm foarte, foarte mult această capacitate, mai ales în societatea occidentală cei din lumea balcanică și din lumea slavă sunt mai mai direcți așa, mai impulsivi și cei din lumea latină. Dar cei din lumea asta occidentală, englezi, americani și ceilalți, și ăștia de în zona Schengen, uh, sunt foarte politicoși, foarte mieroși, știu să taie capul, iertați mi expresia, cu zâmbetul pe buze. Au învățat să fie foarte, foarte diplomați și foarte abili în declarații. Dar nu pentru că ei sunt buni în suflet sau pentru că nu mai pot de dragul tău, ci din interese economice. Pentru interesele economice au învățat să fie fățarnici, pentru interesele politice, pentru o anumită funcție, pentru anumite avantaje. Au învățat să își stăpânească reacțiile, să își dreseze limbajul și să își aleagă cuvintele în așa fel încât să obțină profit maxim. Dar asta nu înseamnă că te-ar lua în brațe de drag. Da, de unde? Știu să ascută limba, cuvintele, atitudinile, emoțiile, astfel încât să pară foarte amabil. Dar în spate e putregai. Hristos n-a vorbit despre o astfel de libertate. O libertate fandosită, pudrată și polișată, așa, care arată ca o mumie din aia de la castelul Dracula. Da? Moartea în vacanță, pudrată, fardată, în toate felurile îmbrăcate, tot moarte, tot putregai, tot scheletie, miroasea mort. Nu-i nimic autentic acolo. Nu despre libertatea asta vorbește Hristos, ci despre acea pace, despre acea libertate care vin dintr-o inimă, care trăiește în adevăr, care iubește adevărul lui Dumnezeu. El a zis iudeilor care crezuseră în el: Dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți, în adevăr, ucenicii mei. Adevărat vă spun: veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobosi, adică liberi. Bineînțeles că n-au suportat asta, le-a sărit imediat. Nivelul la colesterol și la glicemie, și tensiunea. Și au zis: Cum? Adică, noi nu suntem liberi. Și au spus: Noi suntem sămânța lui Avram și n-am fost niciodată robi nimănui. Cum zici tu? Vezi, zici, sloboți, cu alte cuvinte, ce vrei să zici că noi suntem robi? N-au înțeles. Că libertatea de înseamnă să fii rob. Poți să fii tu președinte, poți să fii tu prim-ministru, poți să fii tu parlamentar, senator, deputat. Libertatea de te face rob. Întotdeauna ești în combatanță împotriva cuiva și asta te face rob. Chiar dacă crezi tu că ești într-o poziție de superioritate și ai zis-o, îți clocotește tot timpul un suflet, imaginea aceea, amintirea, emoția negativă și tot timpul ești legat de acel lucru, acea persoană, acea instituție, acel sistem și nu ești liber. Dar noi nu acceptăm ideea că nu suntem liberi. Și cei care cred că având un stil de viață libertin și extravagant și excentric și șui sunt liberi, se înșeală. Pentru că în momentul în care te duci în zona aceea, devii, spune Hristos, rob al păcatului. Este simplu. Nu ai cum să fii pe lumea asta decât ori robul lui Dumnezeu, ori robul păcatului și tot ceea ce este în jurul lui. Noi suntem sămânța lui Avram și n-am fost niciodată robii nimănui. Cum zici tu, veți fi slobozi? Și spune Iisus, adevărat, adevărat vă spun, că oricine trăiește în păcat, este rob al păcatului. Simplu. N-ai cum să ieși de aici. N-ai cum să, să anulezi ceea ce Dumnezeu a spus. Oricine trăiește în păcat, este rob al păcatului. Și în momentul în care vrei să ieși, abia îți dai seama cât ești de rob. Cât ești de manipulat, cât ești de condiționat de anumiți factori, de anumite persoane sau de anumite lucruri. Oricine trăiește în păcat, este rob al păcatului. Și culmea că tot ăștia se bat cu caramida în piept, suntem liberi, suntem liberi. Minciuni ai Cei care trăiesc în păcat sunt robi ai păcatului. Și nu aș vrea să mă transform aici în moralist, să spun care este păcatul, să fac o listă cu păcate. Nu despre asta vorbim. Dar vreau să te gândești că în momentul în care trăiești într-un păcat, ești rob al acelui păcat, te controlează. Fie că vorbești de adicții sau de păcate onorabile. Lucrurile acelea te controlează. Și te împiedică să fii liber. Lupta aceasta este continuă în Sufletul nostru, pentru că Dumnezeu ne-a făcut liberi. Dumnezeu vrea să fim liberi, Dumnezeu vrea să fim fericiți, Dumnezeu vrea ca să avem acea pace și bucurie în Suflet. Și omul a crezut că poate să fie fericit fără Dumnezeu ceea ce este o inepție. N-ai cum să fii fericit fără Dumnezeu. Nu pot să fii fericit. Nu pot să fii liber fără Dumnezeu. N-ai cum. Și tot asta au încercat ei în spatele lui Dumnezeu să spună, noi suntem liberi. Au pus acolo tot felul de afișe, politice, etichete. Noi suntem ai lui ca să își dovedească descendența, influența, neamurile, rangul, Pedigriul. Degeaba. Că ei nu erau liberi. Ei nu vorbeau din libertatea inimii. Ei doreau să fie liberi de. Nu liberi pentru. Și în cele din urmă, Mântuitorul le-a pus eticheta în față și le-a spus, băieți, știți care este adevărul crud? Aceea care caută în permanență să fie liberi de și nu descoperă adevărata libertate care este pentru sunt fii diavolului. Nu apar cu coarne și cu spume la gură, nu apar cu solzi pe ei și cu tot felul de imagini din astea grotești medievale. Nu, fiii diavolului arată foarte bine, să știți. Dar una dintre caracteristicile lor este faptul că sunt în permanență agitați, neliniștiți într-o luptă, încruntați, să acuze, să caute mizerii, păcate, scandaluri, lucruri de nimic. Cu asta se hrănesc. Și spune chiar scriptura: Cei răi n-au pace. Păi, da, n-au pace. Cum să aibă pace? Pentru că ei caută să fie întotdeauna liber de ceva, nu pentru ceva. Spune Iisus, voi aveți versetul 44 de tată pe diavolul și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaș și nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbește din ale lui, că ce este mincinoș și tatăl minciunii. Cine este din Dumnezeu, ascultă cuvintele lui Dumnezeu. Voi de aceea nu ascultați pentru că nu sunteți din Dumnezeu. Aș vrea să te întreb în seara aceasta, dragul meu prieten și draga mea prietenă, care este hrana sufletului tău? Cum este starea ta de suflet, constanta inimii tale? Ești mai mult agitat decât plin de pace și bucurie. Cauți mai mult tensiunea, conflictele și răutatea care nu sunt tot una cu lupta pentru o cauză nobilă, da, nedreptatea și corupția trebuie ciupite, trebuie amendate. Însă, dacă tu din asta îți găsești hrana sufletului și nu ai și alte preocupări, înseamnă că ești un om nefericit. Înseamnă că ești un om neîmplinit. Înseamnă că ești un om care nu-și trăiește și nu-și va trăi niciodată viața dacă rămâne în stare aceasta. Isus a fost 100% liber de. N-a căutat să fie liber de. Pentru că El a fost liber pentru mântuire, pentru iubire, pentru predicarea cuvântului, pentru a aduce vești bune, pentru vindecarea oamenilor, pentru încurajarea lor, pentru schimbarea gândirii lor. El a fost întotdeauna liber. Și validarea n-a venit niciodată din exterior. I-a întrebat odată pe ucenici, dar pentru ei, nu pentru el. Cine zic oamenii că sunt? A, unii zic că ești Mesia, alții, Hristos, alții, alții, alții. La voi cine ziceți că sunt? Ca să vadă dacă au înțeles lucrarea lui, dacă au înțeles misiunea lui pentru care venise. Tot ceea ce a fost în viața lui n-a fost să fie liber de. Ce a fost să fie liber pentru. Pentru ei, mă rog. Te rog, păzește-i de cel rău. Pentru oameni am venit mielul lui Dumnezeu care se sacrifică pentru asta. Și de aceea a putut să fie 100% liber. Dacă e să vorbim despre atitudinea noastră în lumea aceasta, care este plină de provocări, de tensiuni, de lucruri care pur și simplu ne stresează, ne fac să fim nefericiți. Trebuie să vă dau un anunț cât se poate de îngrijorător pentru cei care mergeți pe direcția aceasta. Va fi din ce în ce mai rău. Și dacă vreți să nebuniți, continuați pe linia aceasta. Mergeți în continuare și ascultați tot ce se întâmplă și o să vedeți că veți fi nefericiți. Vă veți acri existența. Și problemele nu se vor termina niciodată. Dacă vreți să fiți liberi, de. Cartea Apocalipsei ne spune că vor fi două categorii în vremea aceasta sfârșitului. Capitolul 13. Vor fi unii din cei ce mai stresați. Se vor preschimba în demoni dorind să-i constrângă pe ceilalți. Nu vor avea deloc pace. Și vor căuta să extermine pe toți aceia care o au în suflet. Pentru că un om care are pace și liniște în suflet este o adevărată amenințare pentru cei care sunt întotdeauna cu iadul în suflet. Și în contrast maxim, în capitolul 14, apar oamenii lui Dumnezeu. Dincolo, fiare, balauri, amenințări cu moartea, constrângeri, răutate. Oh, să fie cât mai puțini oamenii care au libertate și pace în suflet. Și din coace sunt cei care îl urmează pe miel oriunde merge el, care cântă, care cântă o cântare nouă înaintea scaunului de domnie și a celor patru făpturi vii. Și nimeni nu putea să învețe cântarea aceasta. De ce? Pentru că doar un om mântuit poate să cânte cântarea Libertății pentru. Sunt liber pentru Hristos, sunt liber pentru alții, sunt liber pentru un ideal, sunt liber ca să mă dezvolt, sunt liber ca să văd lucrurile frumoase din viață, sunt liber să trăiesc viața, să mă bucur de ea, nu să mi-o Este altceva, este o cântare nouă pe care ceilalți nu pot să o cânte pentru că ei întotdeauna cred că fericirea lor este condiționată de ceva din exterior. Orice ceilalți cred că fericirea vine din interior. Mielul, mântuirea, valorile, principiile sunt cele care generează această cântare nouă în viața lor. În gura lor nu s-a găsit minciună, auziți aici că sunt fără vină înaintea scaunului de domnia lui Dumnezeu. N-au cum să coexiste minciuna și fericirea, minciuna și pacea, minciuna și adevărul, minciuna și fericirea. Nu pot să fie împreună, n-au cum. Pentru că sunt din lumi diferite. Și dacă oamenii sunt din ce în ce mai nefericiți astăzi, este pentru că trăiesc în minciună. Nu doar spun minciuni, trăiesc în minciună. O viață de minciună. Nu mai vezi pe toate rețelele de socializare. Sunt numai un zâmbet. Ai e fericit. Nu știu cât timp îi vezi că divorțează. De ce? Pentru că viața lor este o minciună. Sunt tot felul de mincinoși de genul ăsta care vin să-ți dea ție sfaturi și să spună cum să ai o familie, cum să uh, îți meargă bine în relația de cuplu. Dar viețile lor sunt praf, sunt dezastru. Sunt o mare minciună. Dar ei știu să spună din cărți, știu să spună cum să-ți crești copiii, deși poate unii dintre ei nici măcar n-au copii, sau dacă și ei au educat, au ieșit cum au ieșit, produsul finit este un dezastru, dar ei continuă să spună cum este cu fericirea. O viață de minciună. O viață de minciună. Și spune aici, în pasajul următor, care. Înfățișează solia celor trei îngeri, care s-a teologizat foarte mult. Eu aș lua lucrurile simple de aici. Primul înger zice, trebuie să ajungeți să vă temeți de Dumnezeu, dacă vreți să fiți cu adevărat liberi. Să credeți în Evanghelie, ea să fie în inima voastră, dacă vreți să fiți libere pentru ceva. Apoi să nu mai mergeți cu turma la vale, ca niște idioți. Care se duc unul după altul, ce face lumea, aia fac și eu. Nu, zicea căzut Babilonul ăsta, nebunia asta, în care oamenii se imită unii pe alții fără să mai gândească. Un al treilea lucru pe care îl găsesc aici este faptul că nici ziua, nici noaptea, oamenii aceștia n-au odihnă, n-au pace. Se chinuie. Tot vorbim de iadul ăla în care o să ne arunce drace cu furcile și o să fie un fel de partenere al lui Dumnezeu. Da, dacă puteți să încăpeți în mintea voastră cu asemenea idei, credeți-le. În care dracul devine un fel de partener al lui Dumnezeu. Zice, dă mi mie pe aia nemântuiți după ce am ispitit și am chinuit toată viața asta, ca să-i chinui eu. <laughs> e cinic, da? Cam asta cred unii. Au rămas în cu gândirea asta nu, nu m-aș duce atât de departe. Pentru că unii oameni își construiesc iadul aici, vrând să fie liberi de... și nici ziua, nici noaptea, n-au pace. Cei ce se închină, fiare. Adică cei care sunt docili, cei care sunt supușei, cei care n-au cuvânt, cei care nu îndrăznesc să spună ceva coerent, cu atitudine. Oamenii lui Dumnezeu întotdeauna au avut putere, au avut forță, au avut personalitate. N-au fost docili, n-au fost niște supuși din aia ghiocei care tac și da să trăiți. Uitați-vă la Ilie, uitați-vă la Elisei, uitați-vă la Moise, la mari oameni ai lui Dumnezeu. Pe când s-au dus în fața demnitarilor, în fața monarhilor, a spus foarte clar, așa vorbește Domnul. vă rog frumos, pot să zic și eu două, trei cuvinte, dacă nu vă supărați. Cam așa sunt uh, predicatorii ăștia lămâiori care apar pe la învoane și vă înfață să fiți ca niște oițe din turmă, niște blegi, care să nu aveți cuvânt. Să nu vă spuneți opinia, să tăceți acolo în umilința aia, să așteptați împărăția, să vă salveze Domnul. Așteptați cât vreți. În felul ăsta, nu dați dovadă de nimic. Nu trebuie să deveniți nici mitocani, dar nici să vă ia lumea de fraieri și să zică, a, lasă mi în pace pe ăștia, că unde îi pui acolo stau, așa, N au niciun rost. Dă-le pace. În lumea lor, cu credința lor, cu meditația lor, cu... A, e o enclava sublimului, dar asta e acolo. Nu despre asta vorbim ci vorbim despre oameni care au avut atitudine, au avut forță, au avut putere de a spune nu. Prima graniță a personalității este aceea de a spune nu. Vă aduceți aminte când copilul a început să scui pe prima dată mâncarea, să dea afară. Am fost foarte îngrijoasă, să-i dăm, să mănânce, să... dar eu o dă afară. Este prima lui Reacție prin care vrea să spună nu, nu vreau. Ia, ia, ia mamă și mănâncă, bagă, bagă în tine. Și copilul zice nu, pă, dă afară. A spune nu. Începe să îți contureze personalitatea și felul tău de a fi. A spune da, înseamnă să fii fără limite, fără nicio graniță, fără niciun contur al personalității. Ești nimeni. În momentul în care spui nu, atunci începi să existi. Și spunea Domnul Hristos, terminați cu jurămintele astea, mă jur pe, nu știu ce, o grămadă de vorbe fără rost. Da, da, nu, nu. De ce? Pentru că el este un om hotărât. În momentul în care a spus nu, e nu. Când a spus da, e da. Și știe de ce, are argumente. Dar oamenii aceștia n-au pace. De ce? Pentru că ei au învățat să spună întotdeauna da. Ca să fie liberi de. Sau au învățat să lupte doar împotriva la ceva. Dar nu este o cauză care le aduce satisfacție și bucurie în suflet. Și asta îi face să n-aibă liniște niciodată, să fie în permanență agitați, stresați, nefericiți. Și să-i facă și pe cei din jurul lor La fel Mi-aduc aminte De o întâmplare pe care o povestește Ravi Zacarias Într-una din cărțile sau predicile sale Care vorbește despre un țăran simplu din India Care a avut personalitate și atitudine A venit un mare investitor în zonă, în zona aceea săracă, unde putea să cumpere tot satul la un preț de nimic și, bineînțeles, la cât de mare era sărăcia, putea să îi cumpere pe oameni cu tot cu dinți și cu plombe, dacă le aveau, plus cocioabele lor din pământ cu stuf. A venit, a făcut niște oferte generoase pentru ei și a zis, uite, vreau să cumpăr tot satul ăsta să fie al meu. Și Bineînțeles, noi ca nimeni, așa cum am fost și noi după Revoluție și cum suntem și acum la nivel de elită politică, hai, dacă vine, dă, dă, ne dă căruța de bani, nicio problemă. Chiar povestea cineva când a venit contele de Bardo să cumpere pământurile din Banat, că bunica lui i-a vândut multe hectare de pământ și a zis mie să-mi dai din aia cât mai mărunți, să am bani cât mai mulți. Prostie, vă dați seama. Și la un moment dat a venit și i-a cumpărat pe fiecare dintre ei. Dar a fost unul dintre ei care a zis eu am casa în centru satului și pământul și eu nu vând. Și atâta vreme cât casa mea și pământul sunt în centru satului și eu nu vând, satul ăsta nu poate fi al tău. Ca să vedeți atitudine să vedeți ce înseamnă să fii om cu adevărat. Chiar dacă toți vând, eu nu vând. Chiar dacă toți sunt de acord, eu nu sunt de acord. Chiar dacă toți vor, eu nu vreau. Asta înseamnă să fii om. Și bineînțeles că a plecat la scrâșnin din dinți, că ar fi vrut să zică tot satul ăsta este a meu. Dar el n-a putut să zică lucrul acesta, pentru că era un om acolo care era liber pentru. Știa pentru ce trăiește. Știa că a fi liber înseamnă să spui nu. A fi liber înseamnă să ai un ideal. A fi liber înseamnă să trăiești pentru ceva. Pentru vatra ta, pentru pământul tău, pentru valorile tale, pentru casa ta, pentru familia ta. Cei care vreți să fiți liberi de o să fiți stresați și nefericiți toată viața. Cei care vreți să fiți liberi pentru, aveți ocazia să fiți oameni în primul rând, aveți ocazia să trăiți viața pe care vă doriți, aveți ocazia să fiți liberi în spiritul vostru, indiferent ce se întâmplă în exterior. Aveți posibilitatea să trăiți viața într-o altă dimensiune decât turmele care vor să fie libere de. Într-o alergare continuă care nu se mai termină niciodată. Încruntați, stresați, furioși, anxioși, depresivi, plini de nervi, bolnavi, răutăcioși, bârfitori și așa mai departe. Însă dacă vrei să fii liber pentru, viața ta se deschide. Viața ta este luminoasă. Viața ta este frumoasă. Viața ta are un scop. Viața ta lasă ceva în urmă. Viața ta va ajunge ca să sărute veșnicia. Pentru că în împărăția lui Dumnezeu vor fi doar oameni care au fost liberi pentru. Ceilalți? Vor rămâne luptători, beligeranți, înfuriați, încruntați până când Dumnezeu îi va nimici. Însă, cei care sunt liberi pentru aceea vor rămâne întotdeauna ai lui Dumnezeu. Vor fi fericiți pentru că ei n-au trăit doar pentru lozinci și pentru ceea ce le-au spus alții, ce au îndrăznit. Să-și trăiască viața lor în armonie cu ceea ce le spune Dumnezeu. Libertatea de și libertatea pentru. Stau în fața ta. Poți să alegi pe care vrei. Una te duce la nefericire continuă, cealaltă te duce la pace, libertate și fericire.